acum ne va cânta la pian două piese, Humoreasca de Dvorak și o serenadă de Schubert. Da. Da. Negociem aici. Dacă le câte pe amândouă sau nu? Da, le câte pe amândouă.
Mai avem o piesă de clasică și după aceea vom face un fel de percuție. Rareș Matei la pian și Andrei Xanțu la xilofon, la chitară, la flaută de Mozart. Să-mi seama acolo, Pavele?